Așa este, cu foc să urmăriți, să ne urmăriți Coco Austin, J-Lo sau Kim Kardashian. Cine a lansat moda posterioarelor bombate? Ia să văd dacă știi. Greu de spus, pentru că cele trei dive sunt la întrecere atunci când vine vorba de cel mai apetisant posterior. Vă arătăm noi care e cea mai dotată. Pare un subiect amuzant, dar pentru posesoarele celor mai celebre posterioare din lume e treabă serioasă, nu glumă. Ia uziți ce a declarat celebra Coco Austin. Eu am lansat fenomenul posterioarelor voluminoase pe vremea când nu exista social media, dar erau multe reviste cu ani înainte de a apărea pe scenă Kim Kardashian și Nicki Minaj. Pe atunci să ai un fund apetisant însemna să fii gras în industria modelingului, dar eu am ajutat să se schimbe percepția asupra ceea ce înseamnă un fund apetisant. În acele vremuri era J-Lo care făcea valuri cu posteriorul ei proeminent. Azi e ceva normal ca o femeie să fie considerată frumoasă cu forme mai generoase și mări mai mari la haine, dar lumea a uitat cum s-a ajuns aici. Eu am făcut istorie, a scris Coco Austin intrigată pe Instagram. Vedeta a și postat o imagine mai veche cu ea pentru a dovedi de cât timp este ea în branșă, construind ceea ce ea a numit The Derriere Phenomenon. Cei drept, Coco a recunoscut contribuția lui Jennifer Lopez la crearea acestui fenomen, iar cântăreața încă ține pasul cu el, chiar dacă mărimile acceptate în privința posterioarelor tot cresc. O dovedește și noua campanie pe care J-Lo a realizat-o pentru niște jeans celebri. Vedeta a pozat într-o pereche de blugi așezată la șcif pe scaun pentru a scoate în evidență posteriorul obraznic. Și totuși să dăm cezarului ce al cezarului și să recunoaștem că în general lumea percepe această modă a posterioarelor voluminoase sexy ca fiind lansată de Kim Kardashian. Explicația ar putea fi că J-Lo are un posterior natural, iar Kim a făcut valuri cu ceva supradimensionat artificial, ieșit din comun. Și da, formele ei au avut un ecou foarte puternic, chiar dacă sunt doar niște implanturi. Iar în această bătălie, artificialul a bătut de departe naturalul.